dragilor! Sunteți cu siguranță cu toții acasă în carantină, da? Probabil ați trecut până acum și de stadiul în care ingerați știri non-stop pe bandă rulantă, probabil și de stadiul de revoltă, de grupurile de WhatsApp în care schimbați meme-uri și alte videouri. Dacă sunteți gata să vă ocupați de voi, eu sunt aici. Nu vă gândiți că stau machiată prin casă. M-am machiat însă puțin ca să am ce da jos, ce de machia. Așadar, să începem. Pentru demachiere folosesc două produse în mod principal. Acum sunt machiată. Să zicem că aș fi fost machiată mult mai puternic de atât, că vin dintr-o zi de filmare și trebuie să îmi dau, cum îi zic eu, ipsosul jos de pe față. Primul produs la care mă duc este acesta. Este Clean Break-ul de la Distillery. El este un balsam, de fapt, are o textură așa de balsam, care miroase a castravete. Da, ați văzut cât de repede s-a dus rujul? Deci ce face el practic? Dizolvă tot machiajul, o să vă arăt cum funcționează și la ochi. Câteodată ignorăm să demachiem foarte bine acolo și ne mai trezim cu restul de fond de ten, ceea ce nu vrem. Într-o zi de filmare, ai primul strat de fond de ten, te duci la cadru, apoi după fiecare, să zicem, secvență, vine make-up artista la retușuri. Câteodată am senzația că și dacă mă demachez de 3 ori, încă nu e perfect curată pielea. Da, mi-am format acest sistem de demachiere. Deci, primul pas, clean break-ul, da? Balsamul care dizolvă foarte, foarte bine make-up. Al doilea pas, ca să fiu absolut convinsă că pielea este perfect curată, folosesc acest cleansing foam. E un demachiant spumă de la Mission, o gamă pe care o ador, o gamă japoneză. Pun o cantitate foarte mică, atât e suficient, și apoi trec între palme. Rămâne pielea foarte, foarte curată și clătim cu apă călduță. În acest moment știu absolut sigur că pielea mea este perfect curată și nu-ți lasă senzația de uscăciune. Mamă, ce bine se simte! Acesta este pasul meu favorit în pregătirea oricărei rutine, de dimineață, seară. Folosesc această loțiune. Ați putea crede că e tonică, e și tonică. Ea are o mulțime de activi, de substanțe active, care, pe lângă faptul că hidratează, dar și pregătește foarte, foarte bine pielea pentru absolut orice rutină, orice tratament aplici după ea. Aplic câteva picături. Am udat cam jumătate de cotonetă și aplic, practic, cu mișcări mai degrabă tapotate. Bun, după loțiune, pielea se simte foarte curată, dar nu trage sau se simte în același timp hidratată. Vreau să vă spun că acesta este produsul de care nu călătoresc. Știu, e mare, dar ce fac? Pun o cantitate mai mică într-o sticluță de plastic, pentru că fără de el pur și simplu nu pot. Și am ajuns la produsul vedetă. Ta-dam! Plumping Shots. Sunt niște fiole cu protinol. Protinolul e o substanță absolut revoluționară. Este în absolută exclusivitate găsită în aceste fiole. Știți că noi avem două tipuri de colagen, 1 și 3. Colagenul 3 este cel pe care l-au bebelușii cu preponderență, adică pielea aia închisă, așa și tare și când vrei să-i cupi. Noi după 25 sau 26 de ani începe să-l pierdem. Ce fac aceste fiole cu protinol este practic să regenereze, să stimuleze colagenul de tip 3, cel de dedesubt, cel care asigură practic, să zicem, întreaga ținută a feței. Nu este prima mea cutie, este cutia numărul 6. Cred că e cutia numărul 6. Recomandarea este să folosiți în 7 zile consecutive. Sunt 7 fiole, stați că vi le și arăt, da? Pentru 7 zile. Practic asta este a doua cutie pe această lună și voi mai folosi încă una. Ce s-a întâmplat din ianuarie de când am început să le folosesc? Eu am sesizat un efect absolut fabulos aici, în zona asta. Aici mi se părea mie că începe să pice fața și să văd deja semnele unei semnele gravitației, practic. O să detașez o fiolă. Ea mai strânge lichid și în capsula superioară.
se rupe exact așa cum rupeți o fiolă de medicament. Singurul avantaj este că această fiolă are o, ca un fel de folie protectoare, în sensul că dacă o rupi, nu există nicio șansă să te tai. Așa. Și apoi trec la pasul următor. Eu nu trec direct la crema de noapte, ci trec la crema de ochi. În cazul meu este Mission Eclat. O ador, o ador, o ador. Este foarte bogată. Miroase absolut fabulos, dar un miros foarte, foarte discret. E între balsam și cremă. Este absolut minunată și asta este al doilea recipient pe care îl folosesc. Această cremă vine cu un dispozitiv pe care îmi place să-l folosesc pentru simplu fapt că nu-mi bag degetele și evident nu contaminez restul cremei cu bacterii. O să vă spun de ce îmi place mie foarte mult să aplic crema de ochi înainte de crema de noapte. Pentru că cu crema de noapte poți greși și o poți întinde chiar în zona ochilor și multe dintre ele nu sunt recomandate. Și atunci folosesc întâi crema de ochi și tapotez. Da, avem destul de multă cremă intrată deja în piele și suntem gata să trecem la pasul următor, adică crema de noapte. Aceasta este crema mea favorită, A New Ultimate. Doamne, asta este crema de care m-am îndrăgostit, cred că de prima dată când am încercat o cremă de noapte de la Avon. Miroase absolut divin, ești așa popabilă după ce o folosești. Când filmez și nu folosesc fiolele cu protinol, am un alt produs pe care o să vi-l prezint într-un alt video. Întotdeauna mișcări de jos, în sus, de jos, în sus. Eu am 41, însă am o piele suficient de supraexpusă și supraobosită și am putea să considerăm că are, să zicem, comportamentul unui ten de la 45+, sau cel puțin oboseala pe care are un ten la vârsta aceea, deși nu are aspectul, pentru că îi dau în cantități suficiente toți nutrienții de care are nevoie. Cam așa ar arăta rutina mea. Acum, în mod normal, ce aș face, m-aș mai învârti prin casă, îmi iau o sticlă cu apă, o duc în dormitor, deschid un pic geamul să aerisesc și, neapărat, îmi iau crema de ochi lângă pat. Să vă spun de ce. Pentru că dacă citesc sau dacă zăbovesc un pic pe computer, un pic mai mult, să zicem 2-3 ore, ochii mei absorb foarte multă crema de ochi și dacă crema de ochi e complet absorbită, atunci mai aplic un strat și în felul ăsta dimineața chiar mi se pare că crema de ochi în două straturi are un efect absolut fabulos. Funcționează ca o bombă de hidratare a zonei ochilor. Mai fac eu și eu alte chestii, dar astea sunt pentru zi. Bun! Acestea fiind zise, iată v-am povestit rutina mea de seară. O să revin cu multe alte tutoriale. O să vă rog tare mult, tare mult, tare mult să-mi scrieți mai jos despre ce fel de produse ați vrea să știți sau eu știu ce tutoriale ați vrea să vedeți de la mine sau pur și simplu dacă aveți vreo întrebare, cu mare drag vă răspund absolut tuturor solicitărilor. Vă îmbrățișez cu drag și vă urez noapte bună! Thank you.